Sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră orașul București? Înseamnă cel mai trăit oraș. Am convingerea că nu îți rămâne un oraș, un spațiu, decât în deplinătatea intensității pe care ai trăit-o, ai parcurs-o și pe care le-a lăsat, a trăirilor pe care le-a lăsat în tine. Și atunci amintirile mele legate de București sunt ca și cele legate de viața mea, de familie, de că m-am tot întors la București de-a lungul anilor. Cum era București în vremea copilăriei noastre? Altfel decât acum. Bine, era altfel vremea, era altfel de timp, parcă era un timp care curgea cu mai multă răbdare. Acum suntem mai biciuiți, parcă, nu știu. Dar acolo unde am copilărit eu, în cartierul istoric, cum s-ar zice, cu clădiri de pe vremea lui Caragiale, zona Parfumului Iudriște, Matei Basarab, era o atmosferă foarte patriarhală și plin de conace frumoase, boierești, deja se dărăpâneau de pe atunci. Era un cartier care, din păcate, după Revoluția, puțin înainte de Revoluție, a fost luat cu japca de țigani și a fost întinat din punctul ăsta de vedere. Acum, dacă mă uit în zona aia, nu mai recunosc absolut nimic din ce era pe vremea copilăriei mele. Ce vă place cel mai mult la acest oraș, la București? Nopțile, noaptea îmi place la București. Ziua nu prea îl agrez, nu sunt îndrăgostită de el. La noaptea, parcă totul capătă altfel de noimă. Bucureștiul devine mai frumos, mai grăitor, mai povestaș, nu știu. Mai multe lumini? Da, nu, lumina devine mai de metropolă. Parfumul teilor și al castanilor îl simți mai bine noaptea, regina nopții. Zgomotele care ziua sunt de screierate se potolesc, devin așa un fel de aproape muzică. Noaptea îmi place la București. Mă regăsesc în nopțile Bucureștiului. V-ați gândit vreodată să vă mutați din București? Da, m-am gândit. M-am și mutat pentru niște ani sau mai multe luni din viață, dar foarte departe, peste ocean. Odată ce m-am întors aici la București ca să-mi fac meseria, am considerat că este cel mai bun loc pentru din România pentru a face, ca să fii în miezul pulsatil, vibrant al acestei profesii. Ce v-a făcut să plecați? Păi tinerețea, dorința de perfecționare, am vrut să mă confrunt și cu alte meleaguri și cu alte spații. Ați vizitat foarte multe orașe, bănuiesc, și în cauza meseriei, Și datorită. Așa. și pentru concilii. Care oraș v-a plăcut cel mai mult? San Diego mi-a plăcut foarte mult. Luxemburg, de curând. Rio de Janeiro mi-a plăcut foarte mult. Fiecare pentru anumite motive. Sibiu îmi place de nebunită, sunt eu pe Sibiu. Fiecare cu câte ceva aparte. Ce nu vă place la București? A spus ziua, nu? Atrage este. Nu-mi place. De fapt, nici nu știu că asta e neapărat să nu-mi placă. Dacă n asta nu mă regăsesc. E foarte mult zgomot, e foarte multă lume nevropată. E o lipsă de. Poate că nu e bine să generalizez, dar uite, acum mă tentează să generalizez. E o anumită lipsă de civilitate diurnă, nu știu cum să zic. Oamenii sunt foarte. Nu se respectă pe ei înșiși, probabil că din cauza asta nu respectă nici seamănul
de pe... Sunt de prăbăliți a... și nu mai au timp să se respecte? Sau plus că atunci când ești la volan, ai parte de niște experiențe foarte traumatizante. Ca orice șofer în București. Da. Ce v-ar place să se schimbe în București, în afară de oameni, de atitudinea oamenilor? Mai multă grijă pentru cum arătăm. Și asta înseamnă și un fel de fin patriotism din ăsta. Să fie mai multă grijă pe stradă pentru curățenie, pentru verdeață, pentru aerul curat, pentru... Am umblat străzi întregi și n-am găsit un coș de gunoi, de exemplu. Deci tot, e vorba tot de curățenie. Care este locul dumneavoastră pe care din București? Ha! Da, n-am idei fixe. Acum, mai nou, am descoperit un spațiu verde foarte frumos. Eu n-am apucat să ajung acolo decât de curând. Parcul Bordei. Foarte frumos. Acum, să zicem că l-aș alege. Poate că mâine, dacă mă întrebați, o să zic Muzeul Țăranului sau Muzeul Satului. Dacă ar fi să alegeți București de altă dată sau București de azi, ce ați alege și de ce? Ei, acum știți cum e, că ne facem și totul e în imaginația noastră și frumusețea e tot în ochii celui care se uită, nu? Da. Noi suntem tentați să alegem București de altă dată, pentru că știm povești, pentru că ni s-au făcut niște... N-avem imaginile atât de vii și atât de cotropitoare cum este contactul direct cu Bucureștiul de azi. Și atunci ăla din imaginație povestit de bunici și de ce am citit și cum ne-am format reperele, bineînțeles că e mult mai atrăgător. Aș alege Bucureștiul de altă dată, cu bătăile de flori de la șosea din mai, cu trăsuri, dar știu eu dacă confruntată cu această realitate mi-ar mai conveni, nu mi-ar lipsi vibrația și vânzoleala și demența de acum. Na. Care este cea mai dragă amintire din București? Ha! Cea mai dragă amintire. E legată tot de strada parfumului unde am copilărit, în casa bunicilor. Și unde când mă... Dar, nu, și cea mai dragă, dar și cea mai veche amintire a mea. Când mă trezeam dimineața, deci probabil că eram bebeluș sau ceva de genul, fiindcă eram într-un pătuț din ăla de cum cu ca nu cum să spune, gărduleț, nu cu gărduleț, cu grilaj. Grilaj. Și eram în camera bunicii, ea deschidea larg toate geamurile, toate ferestrele de la casă. Vedeam vis-a-vis un perete plin cu zorele și bunica îmi cânta. Și eu țin minte că făceam să sune și grilajul de la pat în ritmul a ceea ce îmi cânta bunica. La căsuța albă sunt atâtea flori la ferești. Și deci trebuie că eram foarte, foarte mică, nu cred că rosteam. Dar asta e prima mea imagine și cea mai dragă. Da, e legată de București. Absolut. Și de strada parfumului. Străinii vizitează și nu prea vizitează Bucureștiul. De ce ar trebui ei să vină să iubească Bucureștiul nostru? Păi eu cred că îl vizitează și am văzut că e destul de populat de străini, mai ales vara. Pentru că e micul mic Paris, pentru că este mai frumos pe alocuri decât Parisul, după gustul meu. Pentru că e un oraș care mustește de istorie, de informație culturală, pentru că e un oraș foarte viu, foarte tânăr, plin de tineret. Și eu când a trebuit să fac, ca să zic așa, pe ghidul, pentru câțiva străini, în prieteni sau întâmplător ajunși pe la București pentru câteva zile, a fost foarte dificil ca... E largă paleta, nu mai prididești arătându-le. Deci au ce
vedea și au ce afla și pot participa la diverse evenimente, care mai de care mai culturale. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj pentru orașul nostru, pentru București, acum la aniversarea a 555 de ani, care ar fi mesajul nostru? Eu vorbind din punct de vedere al Bucureștiului sau din punct de vedere al bucureșteanului? Ai grijă de mine. Ca de tine însuți.